nou concebiri, pentru că aici nu suntem cei de la Antena Satelor, suntem vorba aceea persoane din diferite motive chemate să deslușească textul de lege. Și atunci nu poți să ai pretenții de la nejuriști. Dacă juriștii au o dificultate pe o chestiune al minteri cu o miză foarte importantă, adică aici nu vorbim discuții dacă gardul trebuie să fie de 2 metri sau 2 metri jumate. E o problemă într-adevăr extrem de importantă și lipsa căreia până la sfârșit, dacă nu se clarifică, toată discuția pe fect constitutiv sau inconstitutiv devine derizorie. Explicația pe care o găsesc cumva pe loc și nu știu dacă textele mă susțin, este poate legată de faptul că nu există o... Nu știu că ai fost altă variantă, nu există o suficientă demarcație între accepțiunile unor noțiuni. Aici, la, de exemplu, la 885 alineatul 2, ne referim la un înscris autentic notarial, de ceva de condiționare manifestă de voință în sensul de a da consimțământul la radiere printr-o anumită formă. Acest consimțământ, dacă veți, un act solemn. La 885 alineatul 1, cred că act sau fapt, de fapt chiar în întrebare, cred că ați sugerat acest lucru, are în vedere o accepțiune dedusă din categoria de izvoare ale obligațiilor, unde ar fi actul juridic, sigur, în sensul strict al termenului, sau fapt juridic în sens strict, pentru că dacă stau să mă gândesc la 888, în logica asta am avea înscris autentic notarial pentru ceea ce ar reprezenta act juridic ca negotium iuris și pentru celelalte situații care reprezintă condiții de înscriere în 888, vorbim practic de fapte juridice în sens strict, cred eu. Nu vi se pare că e o contradicție între 885 alineatul 1 și 888? Deci n-aș fi observat această chestiune dacă n-ar fi venit această modificare exclusiv privind problema radierii. De și exemplu, nimic... mă înscriu în cartea funciară pe uzucapiune. Uzucapiune este un fapt în sensul strict al termenului. O să am o hotărâre de cătrească care să... Problema e cu actele, că vorbește de actul care justifică înscrierea. Da. Poate fi un act redactat de avocat sau susținătură privată. Și la 888, nu, da. Îmi anulează toată această cred idee spunând da, în cer act cred autentic. Că noțiunea de act aici, la 885, vizează negotium iuris. Adică nu antarmează o problemă de formă, ci de categorie de izvor de obligații. Izvorul de obligații sunt fapte juridice în sens la care includ acte juridice, care pot fi unilaterale sau bilaterale, și fapte juridice, înțelegând că faptul care a justificat înscrierea este aici fapt juridic în sens strict. Deci orice nu e act juridic. Asta e explicația pe care o găsești și care cred că ar compatibiliza între ele cele trei texte pe care le-ați evocat și exprimând în speranța că... confuzia pe care poate să ați semnalat-o să nu fie o confuzie împărtășită de practică. Cred că asta ar fi soluția de interpretare. Adică act sau fapt se referă la categoria ale dreptului de izvoare de obligații, în timp ce deja și în alineatul 2 la 885 și la 888 poposim niște probleme, era să zic, de probă, de instrumente. Unde hotărârea judecătorească este un instrument de constatare a unui fapt juridic în sens strict, faptul uzucapiunii. Îmi dau asta că mi-e la îndemână, dar fără îndoială că se pot imagina mult mai multe exemple. O hotărâre de declararea unui incapacități, acelui care aminte al despune de un bun în cartea funciară. E o hotărâre judecătorească, dar incapacitatea nu e un act juridic. Este mai degrabă o problemă de fapt juridic. Creează consecințe independent de titularul incapacității, că le vrea sau nu. Nu știu dacă explicație satisfăcătoare sau una care poate... Eu vă mulțumesc, nu că într-adevăr a fost foarte lămuritoare. Toată problema este ce fac colegii mei care n-au fost în această sală să beneficieze de aceste explicații. Păi o să stabilim un orar de funcționare care să permită un circuit. Textul ar trebui ca citindu-l orice jurist să înțeleagă fără echivoc. Să nu fie nevoie de explicații. Am început răspunsul cu această invitație, numai cu o derobare de răspundere, deși unor fac și lucrul ăsta, ci pentru că e important și liniștitor să stabilim că o problemă, o dilemă, este una care poate aparține unei minorități juridice dintr-un areal anume, dar ceilalți pot să găsească o dezlegare. Dacă problema ajunge să aibă o arie mare de nelămurire în lumea juridică, nu e bine. De aceea și ziceam, calitatea mea de membru al Comisiei Sectare a Noii Concepții este o calitate... și relevantă și nerelevantă. Dacă judecătorul spunea cineva, legiuitorul nu trebuie să facă, cum se spune, confesiuni. Deci textele trebuie să fie atât de clar redactate încât să nu fie nevoie să alegi după cei care la un moment dat au fost prinși în redactarea textelor ca să afli ce au vrut ei să spună. Plus că de multe ori legiuitorul știți foarte bine că reglementează cu preterintenții. Urmărește ceva și ca la lovit cauzatoare de moarte. Se întâmplă... Mii de mulțumiri încă o dată. Da. Da.
Cred că există totuși o simetrie de reglementare pentru înscriere și radiere, însă ea nu este perfectă în sensul că pentru celelalte situații, în afara consimțământului titularului, avem aliniatul 4 de la 885. Când, similar situației în care se face înscrierea prin hotărâre judecătorească, mă rog, certificatul de moștenitor cred că este, nu este aici, nu. Dar prin act al autorității administrative avem și posibilitatea radierii. Da, care ele sunt oricum acte autentice, evident, și hotărârea judecătorească și actul administrativ respectă canonul de act autentic. Da, cred că este o observație corectă. Aliniatul 2 se referă la situația în care, în afara unui conflict cu altă persoană care ar putea ridica pretenții cu privire la respectivul drept, prin simpla mea voință ca titular, cer radierea. În toate celelalte situații intervine aliniatul 4, când nu mai exprim eu acordul de radiere, altcineva își dovedește dreptul și se radiază dreptul meu. Și acest altcineva se exteriorizează în prin acte autentice, sigur, nu sunt notariale, când e vorba de acte notariale. Da, cred că este... Ce pot să cred că este corect. Nu știu dacă legiuitorul a avut în vedere așa, dar i-a ieșit, nu? Știu că s-a pus problema situației în care un anume act administrativ constitutiv de drept ar putea fi la rândul lui revocat sau retras de către autoritatea care l-a emis și consecințele acestui act asupra înscrierii dreptului în favoarea persoanei care îl dobândise în cartea funciară. Bănuiesc că de asta s-a ajuns și la aliniatul 4, deși noi suntem de principiu că un drept odată câștigat, el ar putea să, mă rog, să numai fie restrâns anulare, sau înlăturat prin instanță. Dar pe de altă parte e acea regulă a revocării, posibilitatea de revocare a actului administrative până când bunul intră în circuitul civil. Și această formulare, bun intrat în circuitul civil, e o formulare pe alocuri mistică. E ușor să spui, a intrat bunul în circuitul civil. Când a intrat bunul în circuitul civil? Eu cred cu ocazia încheierii primului act care avea ca obiect acest bun. Când un bun e înscris doar în cartea funciară, înscrierea cartea funciară nu știu dacă valează circuit civil, este vaza statică. Trebuie să fie măcar un uzufruct, un comodat ceva care eventual să fie notat în cartea funciară și care să arate că se intră în circuit. Circuitul înseamnă mișcare. Dar e o problemă sigur de discutat. Nu de puține ori se întâmplă să fim unanimi în a contura o soluție al cărei conținut nu reușim să-l pătrundem până la capăt. Dar este unanim admis, nu? E de obicei cunoscut. Până când din circuitul civil, ce mai trebuie explicat? Și numai litigiul este de momentul adevărului, pentru că în momentul litigiului judecătorul trebuie să dea o soluție și atunci să-și formeze un criteriu. Îl ajută legea bine, nu îl ajută. Alte întrebări mai sunt? Atunci eu aș dori și sunt în asentiment cu dumneavoastră, sunt convinsă să-i mulțumesc domnului Bogdan Dumitrache pentru prezentarea sa deosebit de interesantă și savuroasă și să vă invit la o pauză un pic mai lungă în care să gustați câte ceva. Da. Da, peste o oră. Mulțumesc.